Oamenii care fac mișcare și fac mai ales sport de performanță sunt foarte bine planificați. El a mai fost aici pe canapeaua noastră, dar am zis că trebuie să îl vedem și acasă. Mulți dintre voi îl văd cel mai des, fie în ring, fie la antrenamente, dar noi am fost primii norocoși care am ajuns la Stanislav Reniță acasă să vedem cum se alimentează sportivul, dar și unde își ține toate centurile campionul nostru. Diminețele unui sportiv de performanță încep la 6:30, fără excepție. Nu prea reușește zilnic să ia dejunul din lipsă de timp, dar și din motiv că locuiește singur. Totuși are un regim alimentar strict atunci când vine vorba despre pregătirea înainte de o luptă. În etapa de pregătire este un regim mult mai strict. Mănânc tot fiert, tot la oră, tot copt, tot special pregătit. La bază stă mama, care vine și îmi pregătește doar mâncare de casă și totul ce este necesar. După mai bine de 20 de ani în lumea sportului, a învățat să își stăpânească poftele, dorințele, să își antreneze răbdarea și să se disciplineze enorm. Două antrenamente pe zi, plus la asta regim de alimentație, nu poți să-ți permiți să mergi undeva sau să faci ceva. Este un regim mult mai strict. Dar deja după competiție, după ce capăți roada sau rezultatul pe care ți-l dori, după asta este un pic deja mai ușor. Nu doar responsabilitățile l-au ajutat în ceea ce au obținut până astăzi, dar și voința de a renunța la multe lucruri. Eu ne-am ales de mic copil ceea ce îmi place, ceea ce îmi doresc de mic copil, să obțin cele mai mari rezultate și renunț la multe ca să obțin ceea ce îmi doresc. Sportivul recunoaște că e plin de ambiție și va lupta mereu pentru a obține rezultate frumoase. Sunt în etapa de pregătire pentru 28 martie. Am o luptă cu un sportiv de Moldova. Trebuie să ne apăr centura de campion mondial. Se mândrește că e un patriot adevărat și asta se simte prin ceea ce face și prin mesajele pe care le transmite. M-am stabilit aici acasă, îmi reprezint țara, sunt mândru. Fiindcă unii nu plec la competiție, toți mă întreabă, dar unii țara asta, unii Republica Moldova. Și eu încerc să le explic. Și datorită la competiții, la rezultatele mele pe care le obțin arenile internaționale, sunt mândru când mă sun pe podium și răsun imnul Republicii Moldova.